Guvernul României s-a reunit de dimineață în ultima ședință din acest an, iar printre hotărârile aprobate se numără și cea privind creșterea salariului minim pe economie. Astfel, începând cu 1 mai 2016, salariul minim va crește de la 1050 de lei, cât este în prezent, la 1250 de lei, hotărârea fiind agreată și de sindicaliști. Proiectul adoptat de guvern prevede și indexarea automată, care va ține cont de coșul minim de consum, de inflație și de parametrii generali, ceea ce permite un mecanism de creștere în perioada următoare. Guvernul a reușit să obțină și un acord cu sindicatele și patronatele pentru realizarea unui studiu care să analizeze impactul pe care această creștere a salariului minim îl va avea asupra economiei, precum și noi modalități prin care salariul ar putea fi mărit în următorii ani. Potrivit președintelui cartelului Alfa, documentul transmis de guvern, spre deosebire de anii anteriori, nu mai face discriminare pentru sectorul bugetar, în sensul că salariul minim garantat în plată reprezintă salariul de bază minim plătit fiecărui salariat bugetar. Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ana Costea, declara săptămâna trecută că guvernul va lua o decizie privind salariul minim până pe 31 decembrie, însă o eventuală majorare trebuie analizată atent pentru a nu face mai mult rău decât bine. Potrivit reprezentanților Inspecției Muncii, în 11 decembrie erau 1.402.329 de angajați cu salariul minim de 1.050 de lei și 129.950 cu salariul de 1.200 de lei.